destul de clară între tipurile de dependență. Pentru că există două tipuri mari. Chiar dacă e să le analizăm și să găsim că ele se întâlnesc la un moment dat, există totuși două tipuri mari de dependență. Una este dependența de substanțe, iar cealaltă este dependența de persoană sau dependența de o relație. Sau, mai corect spus, relația de dependență. Diferența majoră este că în dependența de substanță, care ar fi ele, persoana din cealaltă categorie este înlocuită de ceva. Ceva palpabil, ceva real, ceva care poate fi la îndemâna persoanei aproape oricând și oricum. Ciudat este că mecanismul de... Ok, și în cealaltă categorie, sigur, există întotdeauna două persoane. Deci, într-una dintre categorii avem persoana și substanța, ceea ce înseamnă că persoana este prinsă într-un soi de singurătate, își trăiește dependența de una singură, ca și persoană, pe când în cealaltă categorie există o dependență între două persoane. Este foarte interesant mecanismul dependenței. Contrar cunoștințelor obișnuite de simț comun, aș putea spune, nu substanța produce dependență, ci persoana produce dependență. După un mecanism pe care vi-l voi descrie ca să-l identificați în propriile dependențe. Pentru că mai mult sau mai puțin, fiecare dintre noi avem un grad de dependență. Asta să fie clar. Depindem de afecțiunea cuiva, de un serviciu, de ceva în viața noastră, depindem oricum. Diferența între dependența, hai să spunem, sănătoasă și cealaltă, este limita pe care ne-o punem între pot să mă duc singur mai departe către viața mea, către propria mea aliniere cu viața mea, sau mă oprește chestia aia. Ceea ce înseamnă un fel de grad de funcționalitate. Cât sunt eu în povestea asta și cât nu mai sunt eu și nu mai pot merge mai departe. Aici se joacă diferența dintre dependența sănătoasă, dependența nesănătoasă, patologică. Spuneam de mecanismul dependenței. Mecanismul este în felul următor. În fiecare dimineață mă trezesc și beau un pahar cu apă. Pentru că cineva mi-a spus că este sănătos pentru mine. Fac chestia asta în fiecare zi, timp de o lună de zile. Respectiv 30 de zile. În a 31-a zi, este destul de logic că voi simți nevoia să beau paharul cu apă. Ceea ce înseamnă un mecanism repetitiv. Este ceva ce fac cu o anumită repetiție. De tipul tic-tac-ului. Mai ales dacă îl fac la aceeași oră, aceeași zi, în același context și așa mai departe, e destul de probabil să intru într-un soi de mecanism de, noi spunem, obișnuință. Diferența dintre obișnuință și dependență o văd în ziua 31. Când nu mai pot să beau paharul cu apă. Este un pahar cu apă, rețineți. Și atunci voi face... Acolo se joacă în mine ceva. În locul paharului cu apă poate fi orice. Eu am încărcat paharul acela cu apă pe care l-am băut o perioadă de timp cu o anumită valoare. El îmi dă mie o stare, respectiv de bine. În locul paharului cu apă poate fi alcool, droguri, cafea, țigări, absolut orice fel de substanță existentă în lumea asta, inclusiv morcovul. Bomboanele, puteți să le spuneți orice. Avem aproape toți așa ceva. Este un obiect extrem de util, folositor, etc., etc. Așa când îl țin în mână, pentru mine personal este un obiect indispensabil. Dacă l-am uitat, încep să devin nervos. Oare de ce?
și o altă abordare exact aceleiași situații. Pentru mine, asta este un obiect foarte bun. Mă ține legătură cu pacienții, stochează mulțime de date interesante, etc., etc. Este un obiect bun. Dar dacă cineva mă supără și îl iau și îl arunc în persoana respectivă cu intenția de a o lovi, brusc, un obiect bun, de altfel, s-a transformat într-un obiect rău. Nu el s-a transformat, ci investiția mea în el, valoarea pe care eu i-am dat-o aceluiași bun, obiect. Paharul de vin, bere, orice fel de alcool, băut într-o anumită stare, care m-a scos din starea respectivă, creează în mintea mea o legătură. M-am simțit bine, am uitat, am trecut, m-am liniștit, am putut să-i cer telefonul fetei, sau am putut să intru în legătură cu băiatul, orice. În mintea mea se creează un mecanism de genul un pahar de, m-a făcut să mă simt bine. În ordine asta. Astfel încât, într-o situație asemănătoare, îmi aduc aminte de faptul că am o soluție pentru a mă simți bine. O soluție testată, pe care o folosesc din nou. Mecanismul funcționează aproape cu orice fel de substanță. Rețineți, și știți probabil toți, fenomenul placebo. Da? Votarea demonstrată. Într-o situație de tensiune, mă duc și dau unei persoane o aspirină. Și spun eu că este extraordinar. O ia, normal că se simte foarte bine, pentru că eu am transmis o încărcătură prin intermediul aceleiași pastile. Este foarte probabil că persoana respectivă, într-o situație următoare, ulterioară, mă va întreba, cine-i de lume de a fost atât de bine? Ceva pentru tine, îi dădusem o aspirină. Aici se joacă diferența dintre ce este bun, ce este rău. Așa se devine dependent de ceva. Nu pentru că alcoolul nu face dependent, ci pentru că mintea mea fac legătura dintre starea de bine dată de alcool, de uitare, de etc., etc., și alcool. Eu încarc chestia aia cu o valoare. De ce o fac? Și mergem la un alt plan. Pentru că nu am o soluție de altă natură la îndemână. Pentru că nu am capacitatea, chestie care e mult analizabilă, de ce nu am, de a mă uita la problemă, de a-mi trăi senzația pe care situația mi-o transmite, care poate însemna vinovăție, suferință, autoestimă scăzută, încredere de sine scăzută și altele din categoriile astea. Și atunci folosesc o variantă ocolitoare. Mi-e mult mai greu să mă uit în mine, mi-e mult mai ușor să beau un pahar cu vin. Sau să-mi fac o injecție. Astfel încât, întorcându-ne la ce am spus la început, persoanele cu încredere în sine scăzută, cu sentimente de vinovăție puternică și altele de genul acesta, sunt predispuse spre forme de dependență. De ceva. Există întotdeauna ceea ce numim efectul pervers al unei astfel de relații. Pervers nu în sensul acela, ci în sensul ascuns. Întotdeauna o relație de dependență este cel mai bine văzută, definită, prin faptul că ocupă două fețe ale aceleiași monede. Pe una este ceva bun ce se întâmplă în poveste. Alcoolul, drogul, etc., etc., jocurile mecanice, mă fac să mă simt bine. Întotdeauna există o placă, ceva ce mi se ia în exact aceeași măsură. Placă pe care nu o văd decât în momentul în care dependența nu mai funcționează. Nu mai am substanța lângă. Acolo văd ce mi se întâmplă. Ideea este că, sigur,
lucrurile astea pot fi depășite. Nu este ușor să tratezi o dependență, pentru că așa cum îi spune numele, are legătură cu controlul, cu încrederea în sine, cu foarte multe lucruri, pe foarte multe niveluri, dar nu este nici imposibil. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru invitație.